Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, Biblia, versiunea Bartolomeu, din 1-a epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni. La care am ajuns. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 7. Despre căsătorie, necăsătorie și văduve. Cât despre cele ce mi-a scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie. Dar din pricina desfrânării, fiecare să-și aibă femeie ea sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-i dea femeii ceea ce îi datorează, adică iubire și devoțiune conjugală, și femeia bărbatului. Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Tot așa, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decât prin bună înțelegere pentru un timp ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea și apoi să fiți din nou împreună, ca nu cumva satana să vă ispitească prin neputința voastră de a vă stăpâni. Și aceasta o spun ca pogorământ, nu ca poruncă, fiindcă vrerea mea este ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare își are de la Dumnezeu darul lui, unul așa, altul într-altfel. Celor necăsătoriți și văduvilor le spun, bine este pentru ei să rămână ca mine, adică necăsătoriți, în curăție, în feciorie. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă. Iar celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat, iar dacă se va despărți, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei, și nici bărbatul să nu-și lase femeia. Iar celorlalți le greiesc eu, nu Domnul. Dacă un frate are femeie necredincioasă și ea vrea să locuiască cu el, să nu se despartă de ea. Not, adică membru al comunității creștine și dacă are o soție care nu este de aceeași credință cu el, dar ea dorește tot să se căsătorească cu el, să rămână cu el, să nu se despartă, să locuiască împreună în continuare. Notă, se sfințește nu în sensul că devine sfânt, ci că participă la viața socială și se adaptează la bunele moravuri ale creștinilor. Dacă însă cel necredincios se despartă și să se despartă, în astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați, căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace. Fiindcă ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui bărbatul? Și ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui femeia? Atâta numai. Fiecare să-și meargă pe drumul său, așa cum i-a făcut parte Dumnezeu, așa cum pe fiecare Dumnezeu l-a chemat. Și așa poruncesc eu în toate bisericile. A fost cineva chemat, fiind tăiat împrejur? Să nu-și ascundă semnele tăierii. Notă, adică chemarea la credință, valorează mai mult decât libertatea în sine.
dacă cineva a fost evreu sau musulman trăiat împrejur că el a fost botezat, să nu nege lucrul acesta, dar acesta este un lucru trecător, trupesc, adică care nu are o valoare mică în fața valorii mari, aceea de a se naște din nou, duhovnicește, de a deveni creștin. A fost cineva chemat, netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Într-o chemare care ați fost chemat, într-o aceea să rămână fiecare. Ai fost chemat fiind rob, n-avea grijă. Mai mult îți folosește chiar dacă poți ajunge liber. Notă, adică dacă ești liber interior, sufletește prin credință, este mult mai valoros decât ai fi liber în sens social, n-ai fi sclav. Că robul chemat al Domnului e dezrobit al Domnului, tot așa și cel chemat fiind liber este rob al lui Hristos. Cu preț ați fost cumpărați. Nu deveniți robi oamenilor, adică cu prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare, fraților, în starea în care a fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu. Cât despre fecioare, nu am poruncă de la Domnul. Vă dau însă sfatul meu, ca unul care am fomiluit de Domnul, să fiu vrednic de crezare. Socotez, dar, la trebuința de acum, aceasta de bine, că adică este bine pentru fiecare să fie astfel. Notă, presiunea timpului, adică conștiința că între intervalul dintre cele două veniri ale lui Hristos se scurtează, adică și atunci creștinii trăiau, poate mai mult decât noi, conștiința aceasta a venirii iminente a Mântuitorului, că Mântuitorul urmează să vină și este bine să fii pregătit. Ești legat de femeie, nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie, nu căuta femeie. Dacă totuși te-ai însurat, n-ai păcătuit. Numai că unii ca aceștia vor avea suferință în trupul lor și eu aș vrea să vă cruț. Și pe aceasta vă spun, fraților, că de acum vremea se scurtează. Așa că cei ce au, care au femei, să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, iar cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum n-ar folosi-o de plin, că și chipul acestei lumi trece. Dar aș vrea ca voi să fiți lipsiți de grijă. Cel neînsurat se îngrijește de ale Domnului, cum să placă Domnului, dar cel însurat se îngrijește de ale lumii, cum să placă femeii. Și iată-l împărțit, și femeia nemăritată, notă, împărțit între Dumnezeu și căsnicie. Și femeia nemăritată sau fecioara se îngrijește cum să placă Domnului, ca să fie sfântă cu trupul și cu Duhul. Dar cea măritată se îngrijește de ale lumii, cum să-i placă bărbatului. Și aceasta spre folosul vostru spun, nu ca să vă întind un laț, ci spre buna rânduială și spre alipirea, fără abatere de Domnul. Notă, figură de stil, adică nu spre a vă impune restricții prin argumente meșteșugite. Iată, iar de crede cineva că pentru fata lui ar fi o necinste dacă trece de floarea vârstei și că trebuie să o mărite, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se căsătorească. Dar cel ce stă neclintit în inima sa și nu e strâns de nicio nevoie și stăpânirea are peste voința lui și acesta este hotărât în inima sa să-și țină fecioara fată, fată fecioară, bine va face. Dar cel ce își mărită fata, bine face, dar cel ce nu mărită și mai bine face. Adică că o păstrează fecioară pentru Domnul, știți, mai de mult părinții hotărau tinerilor
oarecum și căsătoriile, dar și chiar și slujirea Domnului pentru unii. Și sigur că copiii erau ascultători. Notă de sigur e vorba despre societatea în care tatăl hotărăște destinul fiicei sale, așa era vremurile în teocrație la evrei și astăzi la musulmani și chiar și la noi în timpul teocrațiilor creștine, în timpul împăraților romani, bizantine, în timpul voivozilor noștri. Femeia este legată de lege câtă vreme trăiește bărbatul, dar dacă bărbatul ei va muri, liberă este să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. Dar, după părerea mea, e mai fericită dacă rămâne cum e și cred că eu am Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.